Bună ziua! Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la Educație Socială, ne vom opri asupra abateriilor de la principiile și valorile unei societăți interculturale, în special asupra discriminării, o resursă pentru clasa a șasea. Atunci când nu sunt respectate valorile și principiile societății interculturale, apare intoleranța. Intoleranța generează lipsa de solidaritate și se manifestă sub formă de segregare, rasism, xenofobie sau discriminare. Intoleranța face victime și astăzi în diferite zone ale globului pământesc. Astăzi ne vom opri asupra discriminării ca formă a intoleranței. Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică contagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, care are ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii folosinței sau exercitării drepturilor recunoscute de lege în condiții de egalitate. Discriminarea îmbracă mai multe forme: discriminare directă, discriminare indirectă, discriminare multiplă, hărțuire sau victimizare. Persoanele vulnerabile au riscul mai ridicat de a fi discriminate, spre exemplu, femeile, persoanele cu handicap, persoanele care aparțin unei etnii minoritare, etc. Haideți să urmărim câteva exemple specifice fiecărei forme de discriminare. Discriminarea directă. Lui Matei i-a fost refuzată înscrierea la școală, deși nivelul său intelectual i-ar permite să facă față, pentru că este un copil cu dizabilități. Discriminarea indirectă. Accesul în școală este permis doar elevilor care poartă uniformă. Discriminare multiplă. Carla nu primește rol la sărbarea de sfârșit de an școlar pentru că aparține unei etnii minoritare. Hărțuire. Zilnic Alina rămâne fără mâncare pentru că un grup de colegi iau pachetul cu forța. Victimizare. Mama lui Raul, sătulă de hărțuirea fizică și verbală la care este supus fiul ei, face plângere la inspectoratul școlar. Desenați și voi un tabel asemănător în caiete și completați pentru fiecare formă de discriminare câte un exemplu după modelul dat. Ea este Marta. V-ați mai întâlnit astăzi cu ea. Este elev în clasa a șasea și este de etnie romă. Într-o zi în oraș a văzut un afiș de selecție pentru un grup de dansatori, iar Martei îi place foarte mult dansul și participă la toate spectacolele organizate în școală. Împreună cu mama, merge să se înscrie la club, dar nu reușește, deoarece de fiecare dată îi sunt invocate diverse motive. Odată i s-a spus că persoana care trebuie să facă înscrierile nu este acolo. Altădată că a ajuns prea târziu, deși se afla în intervalul orar scris pe afiș și multe alte motive. La școală, află de la Iris, colega sa de clasă, că după ore trebuie să meargă la repetițiile pentru dans de la club. Marta este foarte supărată, iar acasă o roagă pe mama să meargă din nou să se înscrie. Ajunse la club, de data aceasta, au fost anunțate că locurile s-au ocupat. De ce credeți că Marta nu a fost acceptată în grupul de dans? Vă împărțiți în patru grupe și analizați această situație. Prima grupă. De ce crezi că Marta nu a fost acceptată? Este o formă de discriminare? Grupa a doua. Cum te-ai simți dacă ceea ce i s-a întâmplat Martei ți s-ar întâmpla și ție? Cum ai reacționa? Grupa a treia. Ce ar putea face Marta cu privire la această situație? Crezi că ar schimba ceva? Grupa a patra. Acest lucru se întâmplă și în comunitatea ta? Dacă da, ce grupuri sunt afectate? Prezentați răspunsurile grupei. Ce observați?
Poți fi și tu victimă? Învățați să combateți discriminarea și formele ei. Pe curând!